S-au declarat tot timpul alături de oameni, însă acum și-au arătat adevărata față. Este vorba despre 4 consilieri locali ai PDL care și-au dat arama pe față în cadrul ședinței ordinare de astăzi. Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi viza aprobarea acordării unor pachete cu alimente pentru 200 de vârstnici din municipiu. Consilierii PDL nu au fost însă de acord cu acest proiect. Colegul meu, domnul Grosu, consilierul Grosu, s-a opus astăzi a interpelat fiecare subiect care l-am avut de discutat. Mai rău, ce m-a deranjat foarte mult în timpul cu ședințe de consiliu, este că nu vroia, făcea mișto pe seama, efectiv mișto, scuzați cuvântul care vă spun, mișto pe seama vârstnicilor. Ba mai mult s-a folosit și domne, oamenii ăștia. Dom'le, nu putem să tratăm așa. Adică n-am ajuns la nivelul ăsta să tratăm și să ne batem în joc de ok, noi suntem tineri, noi avem viața înainte și la revedere, nu ne mai interesează de restul clasei de vârstnici. Îmi pare foarte rău. Consilierii locali ai USL au luat însă atitudine și s-au arătat consternați de pedeliștii care nu au dat dovadă de respect pentru bătrâni. Dânsul a început să facă haz de necaz, domnule, dar acele luăm de 40 de lei, domnule, dar nu putem, e jenant, nu știu, e chiar jenant, pe mine m-a deranjat foarte mult. Am bunici acasă, toți avem între noi, nu știu, mi s-a părut chiar jenant. Proiectul privind acordarea acestor ajutoare pentru bătrâni a trecut totuși datorită votului consilierilor locali ai Uniunii Social-Liberale, care au conștientizat nevoia și sprijinul pe care trebuie să le acorde bătrânilor.